pornim la drum pentru a realiza o nouă serie a emisiunii Român prin Europa. Italia este destinația noastră. Aterizăm la Milano și închiriem un automobil pentru a ne deplasa cu ușurință prin oraș. Vom sta doar câteva ore la Milano, de aici urmând să plecăm spre Bologna, unde am fost invitați de către o parte însemnată a comunității românești. Când spui Milano, te gândești automat la Domul din Milano și de aceea ne-am hotărât ca timpul scurt petrecut la Milano să-l dedicăm unei vizite la Dom. Impresia de măreție pe care o ai atunci când privești domul din afară este completată de imaginile din interior.
Timpul trece, din păcate, repede atunci când vizitezi locuri fascinante. A venit momentul să plecăm de la Milano spre Bologna. Alegem să călătorim cu un tren de mare viteză. Suntem în trenul care ne duce de la Milano la Bologna. Este un care avem internet, am intrat pe un site și este un tren care merge la viteze de până la 300 de km la oră. Pot să spuneți probabil că dacă ar exista astfel de trenuri în România, ar fi foarte scumpe. E bine, nu știu cum au făcut italienii, că un bilet pentru două persoane într-un astfel de tren au costat nu mai mult și nici mai puțin de 40 de euro. Deci 20 de euro pe persoană, e vorba de o distanță de 200 de kilometri. 20 de euro ar fi undeva la 90 de lei. Interesant, aș vrea și eu să merg în România cu 90 de lei, 200 de kilometri, în aproximativ o oră.